Apicultura de la vest la est, la încă un episod despre apicultura. Cătălin Bizon, te salut, Nicolae Droc, Cristian Florea, Manea Stelian. Nu știu dacă celorlalți colegi le-a fost dor de mine. Da. O să aflăm în seara aceasta. Cătălin, tu ești mereu primul. Da. O să-mi dau jos tricou. Bluza. Este destul de cald aici. La mine. Dănuț Leaha, Chirilă Florin, vă salut. Stimă și respect. Stoica Alin, te salut. Sper că sunteți bine, oameni buni. Sper că albinuțele voastre vă sunt bune. Sper că sunteți mulțumiți și fericiți de ceea ce aveți și de ceea ce ni se dă. Nu ni se impune. Am văzut că unii colegi ați răspuns la chestia cu minimisul, da? La noi încă, da, la noi încă în Alba nu s-a reglat problema, încă se discută această problemă. Vom vedea în scurt timp ce se va întâmpla, dar ceva trebuie să se întâmple. Mă dau cu niște cremă. Da. Astăzi am făcut, ați văzut, am făcut coliba, să o numesc așa, sau nu știu cum să o numesc, nu poți numi saivan. Adică locul de adăpost al căprițelor, da, în scurt timp, o să le aduc. O să le aduc aici, în această locație. Am făcut gard electric, le-am făcut tot ce trebuie pentru ca să fie... și să aibă o dezvoltare optimă, ca și a coloniilor de albine, doar că de data aceasta a căpriților. David, te salut, Tibi, te salut, Dina, Podina, te salut și Iosif, te salut. Bună seara, Lucian, și tuturor celor care vizionează acest live, spune Alina. Alina, bună seara și ție, Alina. Da, haideți cu un like, că doar lumea s-a dezobișnuit. Da, a lipsit Bărbosă o perioadă scurtă și s-a dezobișnuit să mai vină. Da, nu e asta problema. Vini când vor. Da. Dănuț Chim, te salut și pe tine. Ioan Lup, Uga Ion, Costel Tudor. Bogdan Caseriu, Reus. Florin Cătălin Mania. Dragii mei, vă pun un ăsta, Costel Tudor, Bogdan Caseriu, Remus, Florin Cătălin Marea, George Cazacu, Gianos, Vla Neaga, te salut, Arina Bujac, te salut,
Am pus un sondaj dacă este prielnică această vreme pentru coloniile de albine. Da? Ar fi interesant să văd răspunsurile voastre. O seară bună, Pentec. La mine această perioadă, mult așteptată cu ploi, este cum nu se poate mai bine, nici iarba nu încolțea. Acum a început să se înverdească. L-ai închis, bună seara, Stoica Lin, nu? Bună seara, sondajul, nu l-am închis, acum l-am deschis, ăla a fost un sondaj gol. A plecat singur el așa. Da. Aș fi curios să iau pulsul să vedem dacă este prielnică, pentru că sunt părerile sunt împărțite. Florin, Cătălin, dacă este prielnică, de ce este prielnică, dacă nu este prielnică, de ce nu este prielnică și ce ar trebui să facem în aceste condiții. Gheorghe Tudose, te salut. Da? Adică, ce ar trebui făcut, ce n-ar trebui făcut și așa mai departe. Adică, discutăm deschis să vedem cum e treaba, da, cu aceste probleme. Unii spun da, alții spun nu. Interesant. Interesant sondajul. Vom vedea ce va fi. Petru Mare, te salut. Pentec, te salut. Ionel Urzicianu, te salut și pe tine. Cu hrana este beleac, trebuie avut mare grijă. Da, da, Urzileaha, te salut. Da, e una dintre marile probleme, da? Pentru că... Marin Buda, te salut și pe tine. Pentru că de aici rezultă multe, multe, foarte multe probleme, da? Trebuie avut foarte, 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 foarte mare grijă la acest aspect. Da, trebuie văzut foarte mult hrana în colonii. Da, și aici o să ajungem iară la tipul de hrană. Și mai este un aspect pe care vreau să-l discutăm în această seară. Această... Gabriel Utate, salut, Gabriel Popa, Robert Susuran. Această vreme începe să scoată la iveală problemele din colonii. Țineți bine minte treaba asta. Da? Odată cu apariția acestei vremi, da, încep să iese, da, la iveală anumite lucruri pe care nu le-ai făcut până acum. Da? O să discutăm puțin despre ele. Unii o să fiți de acord cu mine, unii nu o să fiți de acord. Dar vedeți, așa înțeleg eu apicultura. Așa o practic și datoria mea este să spun cum o fac eu. Cum o faceți voi, e problema voastră. Da. Dar cum o fac eu, am această datorie ca să spun. Domnul Bela, te salută. O să mă uit în acest weekend în familie, sunt curios cât polen voi mai găsi după 3 zile. Da, interesant, Cătălin. Salut, Mirel. Te salut. Va fi interesant să vezi acest lucru, va fi interesant să vezi ce s-a întâmplat în acele colonii. Da. Dar poate și-au vremea lor, din punctul meu de vedere. Hai la rapiță. Mirele, nu fiu până în Italia. Prefer să stau prin România. Vremea e nasoală. La noi e rece, plouă. Nu știu cum e vremea prin Italia, dar din ceea ce am văzut prin Spania, prin partea este mult mai cald. Cristian, te salut. Da, Paul Mihai, te salut. Da, deci am văzut că în unele zone este mult mai cald, în unele zone mult mai rece. Na, uite, vezi, da. Deci în Italia este cald. Și atunci, dacă este cald, vă dați seama că de aici rezultă și, da, și aceste chestii.
abia aștept vremea bună, se împlinesc 3 săptămâni de la booster. Da, domnul Popa, da, grijă la hrană. Salut, Radu. La mine plouă de duminică, în continuare temperatura nu a urcat de 5 grade, au puiet mult și stau cu punga de miere pe ei. Bravo, Florin Cătălin. Despre asta este vorba. Să țineți bine minte un lucru. Ia să vedem ce ați răspuns acolo. 54 spuneți că da, 46 spuneți că nu. Mulțumesc, Luca. Da. Salut, Sorin. Deci, de aici iese multe, 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 multe chestii. Da. Salut, Florin. Da. Deci, ideea este... A dat și la mine punga cu miere. Super, Mirel. Super, super, super. Vedeți? Ideea pe care eu vreau să vă pun în această seară și ceea ce vreau ca să înțelegem, că această vreme ne este foarte prielnică. Și acum mulți o să ziceți, bă, ăsta chiar că și așa o zic, dar acum cu atât mai mult. Eu nu știu cum e la voi, dar la mine blochează cuiburile cu polen și miere, bine că vine ploaia. Asta spun și eu, Cristian. Eu văd acest lucru foarte benefic. Venim după o perioadă foarte călduroasă, după o perioadă în care cuiburile ne-au fost blocate, după o perioadă în care albinele au lucrat în intensitate maximă. Ei, pentru a nu fi blocați și pentru a nu avea coloniile făcute varză, cum zic eu, da, e binevenit acest lucru. Da, acesta este un reglaj în coloniile noastre. Și acest reglaj se efectuează pe mai multe paliere. 1. Pe partea de gestionare a pontei. 2. Pe partea, de sănătate a coloniei. Eu v-am spus un lucru foarte important. Strângeți coloniile bine. Unii au făcut, alții n-au făcut. Până la urmă, fiecare dreptul să facă ce vrea. Dar, dragii mei, de aici, rezultă foarte multe chestii. Pentru că cei care n-au făcut ce trebuia făcut când trebuia făcut, acum încep să-și numere morții. Da. Și sunt deja semne prin țară că puietul văros sau puietul răcit în faza aceasta a început să apară. Sunt semne că un fel de locă a început să bântuie prin coloniile unora și s-au apucat de dat fel și fel de antibiotice la colonii și putem să continuăm lista. Mihai Bula, te salut! E foarte bine, stopează și natura puțin, așa zic și eu, Ferenc. Vă salut cu respect, domnul Lucian, domnul Vlasie, eu te salut, Aura Popa, te salut și pe tine, da? Și de aici rezultă, salut Dan Armeanu, de aici rezultă foarte multe probleme. Da. Când eu am specificat, da, când eu am spus destul de clar, dragii mei, puneți mâna și strântați, unii din contră făceau ce vor, da. Salut, albine lucrătoare, da, fiecare face ce vrea, până la urmă, Constantin Mihai, fiecare face ce vrea, dar rezultatele urmează. Mai întâi să alcăm puțin altfel în Fornea, în aprilie. Gabriel Luta, tot în aprilie înflorește. Ascultă-mă ce spun. Pe 25 aprilie o să avem salcăm înflorit. Da. Tâmplărie Craiova, te salut. Nu, salcămul nu este oprit, din contră, este băgat în vegetație de această vreme umedă. Da. Nu, salcămul nu are nicio problemă cu chestia asta. Să știți. Pe salcâm îl opresc temperaturile negative, dar nu temperaturi pozitive noaptea și temperaturi pozitive ziua. Nu, dragii mei, asta nu-l mai opresc pe salcâm. Costel, te salut, KGB-ul, te salut, Marius, te salut, da? Tâmplărie, te mai salut odată, da? Deci, temperaturile
Dar temperaturile negative, nocturne, îl oprește. Lucian Dascu, te salut. Dar noi nu mai avem temperaturi negative. Albina Lucrătoare, mulțumesc. Da, noi nu mai avem temperaturi negative de da? Salutare, azi am schimbat pungile cu substanță geme, Albina, în diafragmă. Da, Mihai Dumitru, asta este realitatea. E top această vreme pentru că această albină care geme va crește puiet viabil. Această vreme, chiar dacă vouă vi se pare anormală, ajută la creșterea de albină sau mai bine spus de puiet. Acum este cealaltă parte, reversul acestui lucru, în care cei care nu au suficient albină și măcile datorită polenului, la unii în caz au început să ciugulească nectar, s-au apucat de pontat în masă. Adică când se apucă de pontat în masă, pe care vine un val din acesta de frig și colonia nu este stabilizată sau nu este împachetată corespunzător. Deci rezultă probleme în colonii, dragii mei. Și aceste probleme reflectă profesionalismul apicultorului, nu sunt problemele coloniilor sau ale albinelor. Salut, Claudiu Marian. Da. Este foarte greu. Da, deci este foarte greu din punctul meu de vedere să gestionez aceste lucruri, pentru că, vedeți, Aurel Barb, la ora actuală, mulți o să zică, Cosmin Borlacu, te salut, mulți o să zică, nu extindem. Nu aș vedea de ce să nu extinzi atâta timp cât ai albina acoperitoare. Nu avem temperaturi nocturne cu minus, nu avem temperaturi diurne cu minus. Și atunci de ce să nu extinzi cuiburile? Da, extinzi în margine, perfect. Le dai hrană, sunt perfect, de acord. Dar tu nu poți să stopezi coloniile. Da? N-ai cum. Și atunci cel mai corect, intervii frumos, introduci o ramă margine, lângă diafragmă și facă matca ce vrea cu ea. Da? Astea sunt condițiile în care introduci ramele, da? Lângă diafragme. În rest, nu ai ce. Astăzi, de exemplu, unul dintre colegii de pe grupul de WhatsApp, da, grupul de lucru care creează canalul, a arătat acest lucru într-un pavilion și a făcut o extindere de cuib. A făcut o extindere de cuib pertinentă, o extindere cu, da, după prima ramă cu puiet și albină. Da, este modul meu de a lucra. Eu vi l-am arătat practic. Mulți au sărit că nu știu ce fac, că să vezi probleme în colonia respectivă. V-am arătat cum arată. Da. Care e problema? Da. Deci asta este realitatea. Așa se lucrează profesionist. Da, așa se lucrează când ai cu cine. Când nu ai, nu meri. Și aștepți. Și vorba, mai stai o tură și mai stai o tură. Da, salut, Emil. Da. Și tot să aștepți. Până la Sfântul așteaptă. Și pe când toți bine au stupi, începi să ai și tu. Da. Dar vedeți că natura nu ne iartă. Da. Deci natura nu ne iartă. Uitați-vă voi că sunt în unele țări din vest în care rapița a înflorit. Sunt imagini, sunt poze trimise de colegi din zonele respective. Da? Și așa mai departe. Să ne ferească Domnul de îngheț la finalul lunii martie. Mihai, suntem învățați, suntem copți, ce ne mai trebuie. Am avut puiet pe ambele rame de la margine. Da, albina lucrătoare, perfect. Problema este că eu nu aș extinde, încă nu este timpul să extind cu două rame, da? Chiar dacă le extinzi în lateral. Din punctul meu de vedere, fiecare face cum vrea, dar din punctul meu de vedere se extinde cu o singură ramă în această perioadă, tocmai pentru a nu crea prea mult spațiu. Da. Se extinde cu două rame doar în momentul în care nu ai mâncare. Da. Nu ai mâncare, ai nevoie să dai de mâncare și atunci ai extins cu două rame. Dar sunt salutare, Lucian, și un like din partea lui Petru Sudoru. Te salut pe domnul Petru. Ați văzut filmulețul cu cele patru colonii, da? Mutate în cealaltă locație.
într-una dintre locațiile pe care le mai am. Ați văzut realitatea? Da. Așa, da, albinarcătoare, ați văzut realitatea? Care este diferența între stupii cu fundul plin și stupii care au fost în lăzile cu fund antivaroa? Acum mulți iar o să-mi trimită comentarii și o să zică imposibil, unde-s lăzile cu fund antivaroa? Cei care au urmărit ceea ce am făcut eu toată iarna știu despre ce este vorba, ceilalți n-au de unde să știe, pentru că nu mai sunt lăzile cu fund antivaroa, lăzile cu fund antivaroa au dispărut. Da? Pentru că au început să aibă problemele coloniile, au început să-și canibalizeze puietul, au început să-și reducă ponta și au luat o decizie pentru a nu pierde materialul genetic, efectiv, de a le schimba în lăzi de genul acesta. Din acest motiv și reiese acel handicap. Este un handicap, realitatea lui, între cele două modele de lăzi. Da. Este un handicap colosal între cele două modele de lăzi. Dar ce vrei să facem? Asta e realitatea. Cu asta avem, cu asta da, dansăm. Da. Și mergem înainte. Înapoi nu mai putem să mergem. Înțelegeți? Salut, Dănuț. Deci nu mai putem. Acolo rezultă și multe discuții, multe probleme, multe artificii. O să vedem. Sunt curios la din pat cald, fund antivaroa, da, care a fost în fund antivaroa, are foarte mult puiet. Foarte mult puiet, foarte mult puiet. Sunt curios dacă va putea egala sau chiar întrece, da, sau chiar întrece, celelalte două lăzi, da? Pat cald fund plin și pat rece fund plin. Eu sunt foarte curios să văd dacă acea colonie, da, acel material genetic este capabil să facă chestia asta. Nu știu. O spun sincer, nu știu dacă poate sau nu poate, habar n-am cum va fi chestia acolo, dar ar fi interesant. Pentru mine personal ar fi interesant să văd ce se întâmplă. Da? Ce se întâmplă cu acele colonii. Da, da. Vom vedea ce pot eu să zic. Știți? Vom vedea ce se va întâmpla. Deci le duc până la dezvoltare, chiar și rapiță și așa mai departe. Sunt scrise, totdeauna o să le filmăm, o să le vedem. Da, și sunt curios. Oricum, la cel din pat, da? La cel pat cald, la cel pat rece, fund plin, trebuia să-i dau o ramă, să-i extind cuibul amezitat și am zis să mai stea o tură. Iar la ceilalți, clar că nu le mai trebuia, că nu mai aveau de ce, dar, în fine, o să merg, da, o să merg la ei. Și o să intru în ei, cum zic eu, da? Deci o să mă apuc, da? O să mă apuc de ei. Aveam la ei câte o ramă după diafragmă uitată din toamnă și mi-a băgat mâncare în ramele după diafragmă. Era plină cu rama de după diafragmă, plină cu albine. De asta mi-am permis două rame. Am înțeles? Da, da. Nu roiesc tupistat să știți dacă țineți înghețuiți în această perioadă. Nu este perioada de roire, Vasile Vasilescu, te salut. Nu este perioada de roire, este perioada, da, perioada ok. Este perioada în care poți să le ții cât mai strânse, cât mai mult puiet, cât mai multă cloceală, cât mai puțin consum. Da? Consum este foarte mare în colonii. Aviz apicultorilor, puneți mâna și hrăniți-vă coloniile. Da? Sunt foarte mulți care dau sirop în această perioadă. Aveți foarte mare grijă la umiditate. Da? Pentru că de aia v-am spus, această vreme va scoate problemele sau va accentua problemele în coloniile voastre. Este un fenomen pe care eu nu îl înțeleg. Când e vreme umedă, când e vreme de genul acesta, de ce nu se dă hrană? Hrană solidă. De ce se dă hrană lichidă? Eu nu înțeleg aceste fenomene. Apicultorii spun ceva de genul:
Albina stă în ladă și trebuie să meargă să-și aducă apă. Pe bune? Da, pe bune. Pune-mă o folie ca să-și ia de acolo apă. Eu am apă până-i lumea. Albinele mele nu trebuie să iese la apă. Pune-mă o folie să vezi cum ai apă suficient, încât albina nu trebuie să iese afară, să ia apă, ce știu de unde, să se ducă la puț, să aducă cu găleata în stupă. Da? Pentru că acea apă, acel surplus de apă pe care tu îl bagi în colonie, albina trebuie să scoată afară. El deja este de la condens, de la, da? De la multe alte lucruri și tu îi mai baci. Plus că aerul la ora actuală este umed. Da? Și de aici rezultă umiditate accentuată. Dar cine înțelege aceste fenomene și cine le poate aplica în coloniile lui? Din cauza aceasta, vedeți, informația este percepută, nu este percepută, dar băi, în vremuri ca acestea, introduc hrană mai solidă, da? Hrană, da, care are nevoie să fie procesată, da, cu apă. Adică acea apă, acel surplus de apă care există în colonii, dă-l, ajută albinele să facă ceva cu ea. Numai, știți cum e? Fiecare face ce vrea și fiecare pasăre piere pe gravii. Dar vă repet, această vreme plus activitatea noastră de necunoscători vor aduce multe greșeli care vor fi scoase la iveală. Am văzut colegi care dau deja medicamentații, care tratează preventiv și așa mai departe. Băi, oameni buni. Acolo este o problemă. Acolo este o problemă. Adică să tratezi cu anumite tratamente. Preventiv așa. Nu mai e prevenție. Da? Să se știe un lucru, că codratonul nu este un medicament de prevenție. Codratonul este un medicament de tratat, care se tratează. Nu știu, eu așa am citit. Da. Și tratezi anumite lucruri. Da. Când ai codraton, tratezi anumite chestii punctuale. Salomada. Da. În momentul în care tratezi acele chestii punctuale, e ok. Dar dacă nu le schimbi și nu schimbi modul. Salut, apicultura din vestul țării. Cum ești, domnule? Toate bune, frumoase? Haideți cu un like, dragii mei. Am doar 59 de like-uri. Da? Haideți cu un like. Vasile Mare, te salut. Da? Vă repet, încep să apară. Acum, treaba voastră cum gestionați sau cum nu gestionați treaba. În schimb, eu vă spun un lucru, Levente Molnar, te salut, eu vă spun un lucru. Această vreme, da, ne este favorabilă, da, ne este favorabilă, pentru că, unu, nu pierdem albine datorită vântului, da, doi, nu uzăm albină, trei, stă înăuntru și matca poate să ponteze suprafețe foarte mari. Dar 4, trebuie dat mâncare. Da. Foarte mare grijă la mâncare, pentru că consumul deja depășește o jumătate de kil pe zi. Unii o să faceți ochii mari, dar așa este. Închid acest sondaj. Da. Este prielnică pentru colonia această vreme? Da, 55%. 44%. Și acum vă întreb pe voi, de ce nu este prielnică această vreme? Pentru că de ce e prielnică, eu v-am spus. Acum aș vrea să văd răspunsurile voastre, de ce nu este prielnică. Haideți! Aștept. Până atunci am aici niște căsi cu fotbaliști, de ale fetiței mele. Nu știu câți dintre voi aveți așa ceva. Le-am găsit pe aici. Vreme bună pentru rapiță și salcâm? Da, pentru cei care privesc în perspectivă. Dar pentru ceilalți,
Mihai Dumitru. Poate ceilalți nu vor vreme de asta. Poate nu pot, toți vor această vreme. Cu ochii pe fotbaliști. Na, n-am o treabă cu ei, că m-am lăsat de mult de sportul ăsta. Da, de mult tare m-am lăsat. Am jucat fotbal la viața mea, am fost și microbist destul, dar acum am îmbătrânit și îmi văd de treabă. Las pe ea mai tiner să facă treaba asta. Până la urmă, vorba unui profesor, nu înțeleg sportul ăsta să fugă des după o minge. Da. Avea și dânsul dreptate la vremea lui. Eu acum la vremea asta îl înțeleg, dar la vremea când îmi spunea chestia asta, da. Nu e cu ochii pe fotbaliști, ci fetiței mele chiar îi place să joace fotbal. Chiar mă roagă să o duc să joace fotbal. Da. Dar asta e, Vasile Chibruc, te salut. Haideți să vedem cei care ați votat, că nu este favorabil, Freedom, te salut. Cei care ați votat că nu este favorabilă vremea pentru apicultură, ar vrea să-mi spuneți de ce credeți că nu este favorabilă. Nu știu, eu aș fi curios să-mi spuneți lucrul acesta. Ah, am găsit aici ceva bun. Să prind un pic de putere seara asta. Un pic de ciocolată. Un Twix. Vă fac poftă. Salut, Florin Hațegan. Văd că nimeni nu mă întreabă nimic. Nimeni nu... Eu nu te salut. A doua cui o dau? Ție dacă vrei. Cât ai glicemia? Suficientă. Am atâta cât o am. Vorba unuia. E mai bine să nu știi decât să știi. Când se face și steluța mea galbenă? Când intri în luna a doua. Spuneai mai devreme de un consum foarte mare în această perioadă. Ce înseamnă mare? 600, 500, 800 de grame, depinde. Apicultura din vestul țării spune că vremea este bună, e specifică lunii martie, chiar mai bună. Da, același lucru spun și eu, dar vezi că sunt și oameni care se plâng. Apicultura în vestul țării, da. Că vremea e de vină, că vremea e împiedică, că vremea nu-i ajută să dezvolte coloniile, etc, etc, etc. Da? Cred că ești un om cu inimă mare, Lucia. Freedom. Da, spun eu chiar așa. Pentru asta mai bag și o banană. N-aș spune eu chiar așa. Sunt un om normal. După ciocolată merg și o banane. Există riscul de a-ți consuma tot polenul din rame dacă albinele nu mai aduc calcul din natură? Da, George Cazacu, există acest risc. Dar albina ține cont
Da? Dar Albina ține cont de transmiterea informației bazei mielifere. Și ținând cont de acest lucru, da? Și ținând cont de acest lucru, ea se va raporta la ceea ce va găsi în natură. Da? Pentru că ei este suficient să găsească 2 ore de zbor și și-a suplimentat, da? Pentru că acum este polen din abundență natura. Am luat un Kinder, deci s-a făcut poftă. Freedom proteina. Măi, astăzi am făcut aici la Țarc, la Gard, da? KGB, mulțumesc. Cristian, să-ți fie de bine, mulțumesc mult, da? Deci astăzi am făcut aici la Gard, la multe chestii am făcut aici în fermă. Am făcut gardul la căprițe și un acoperământ acolo. Și nu, a trebuit să depun un efort destul de considerabil. Am încărcat centrifuga, generatorul, colectoarele de polen. Da? În zilele următoare o să vedeți colectoare de polen puse pe stup și așa mai departe. Da, mulțumesc, KGB, pentru cei 5 lei, vorba mea. Ce părere aveți despre rastelele apicole? Remus, nu știu la ce te referi când zici rastele apicole, nu știu. După un februarie cel mai cald în ultimii 120 de ani, ce dezvoltare vor? Hai să pun acest sondaj. Mihai Dumitru. Fii atent că am pus sondaj. Câți ați căutat o bucățică de ciocolată când m-ați văzut pe mine mâncând ciocolata? Ar fi interesant să vedem chestia asta. Da? După un februarie cel mai cald ultimii 120 de ani, ce dezvoltare vor? Îți dai seama că dezvoltarea este top. Știi? Este clar. Da? Este clar. E o dezvoltare fulminantă datorită căldurii, datorită polenului, unii chiar nectar, da? Chiar nectar din belșug, a fost acea vreme, super, 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 știi? Mihai Dumitru, să rămâi șocat că ajungem la 50-50%. Da? Interesant, interesant acest sondaj. Bun, mă auziți acum? Mă auziți? Acum mă auziți? Ah, ok, da, bun. Colectoarele de polen, eu, de exemplu, o să vedeți că o să le pun acum, da? Deci eu deja o să pun colectoarele, montez colectoarele de polen, da? Salut, Gheorghe! Eu o să montez deja colectoarele de polen pe un modul. Las o perioadă să se obișnuiască cu ele, o zi, două, nu mai mult, și eu deja mă apuc de colecta polen. O oră, două pe zi colectez, vreau să colectez polen, îmi place polenul, e top pentru mine și vreau să-l colectez. Da. Nu colectez cantități industriale, că nu mă interesează, eu nu vând polen, nu comercializez polen, da. Nu vreau să îmbolnăvesc pe nimeni. Da, nu vreau să îmbolnăvesc pe nimeni, pentru că nu am metode de conservare a polenului, nici de uscare a lui, fără, da, fără să provoc alte chestii. Da, și aici nu vreau să intru în polemici cu producătorii de polen,
pentru că a colecta polen îți trebuie niște condiții specifice. Da. Dar, în fine, da. Mai vedeam eu pe unul, lua colectoarele, le arunca, arunca polenul în găleată, arunca cântarul peste polen și X, Y, Z. Da. Acolo, la colectarea de polen, îți trebuie o igienă diabolică, ca să mă exprim așa, pentru că lucrez totuși cu o proteină pe care omul o va lua direct așa, direct așa cum o colectez și nu modificată, nu procesată, nici cum, de nicio culoare. Da. Nu mai vorbim de modul lui de congelare sau de modul lui de uscare. Da. Cât de bine sunt dezinfectate acele aparate, cât de mult aparatele sunt în parametri, da, normali, nici să nu-l ardă, nici să nu-l... Da? La congelator la fel, da? Ci că le congelăm în pungi. Congelăm polenul în pungi. Da. De-aia vă spun, sunt multe chestii. Da, sunt multe chestii, da. ZH Auto te salut. Grigore, Valentin, Sârbu, Podină, Levente, Ovidiu. Am auzit că cel mai bun polen este cel din județul Sălaș. Poate cineva să-mi spună de ce? Ionuț, nu, cel mai bun polen nu este cel din județul Sălaș. Ai înțeles greșit. Da, ai înțeles greșit. Cel mai bun polen este cel de salce. Da? Este cel de salce. Ei, acel polen de salce se... da? Adică orice polen, țineți bine minte ce vă spun, orice polen colectat care nu are polen de rapiță este top. Da? Și orice producător ți-l va cumpăra. Cei de la Sălaș se spune că polenul de la Sălaș este ultra mega top pentru că ea colectează polen în masă. Da? Adică ea sunt producători de polen. Ei, în România, cum sunt producători de miere, producători de nu știu ce, producători de nu știu cum, producători de nu știu ce, ăia se prezintă ca și producători de polen. Punct. Adică dacă unul face 100 de kg media pe colonie, ăla se laudă că face 100 de kg de polen pe colonie. Și de acolo rezultă performanțele și dezbaterile, că vezi, doamne, ăia sunt super top, ultra mega top și așa mai departe. Da. Salut! Câte rame trebuie să aibă o colonie să poți colecta polen cu ea? Din punctul meu de vedere, de la 8 în sus, adică trebuie să se apropie de umplere. Da. Eu voi pune, ascultați bine pe bărbosul, eu o să pun, da, doar pe, da, doar pe stupii care îndeplinesc aceste criterii. La această perioadă. Da? Cei care nu îndeplinesc aceste condiții, n-ai ce să pui, pentru că nici polenul îți va aduce. Cine să-ți aducă? Spuneți. O să vedeți filmul de mâine, dacă vreți să-l urmăriți, ca să vedeți despre ce este vorba. Sălăjenii au fost printre primii care au colectat polen și au inventat și un colector de polen numit Oros. Da, ei au inventat și colectorul ăla în beci, dacă o luăm așa, da? Ei au fost cei care, adică în trendul polenului, ei au fost cei mai top și la ora actuală sunt cei mai top, deci au infrastructura necesară, mă. Toată chestia asta se dezvoltă datorită infrastructurii, modului de a gândi, de a acționa și de a pregăti. Dar voi trebuie să înțelegeți, așa e și cu crescătorii de măs, și cu crescătorii de roi, și cu crescătorii, și cu cei care culeg miere și așa mai departe. Da, deci ăsta este raportul, da, ăsta este raportul de care trebuie să țineți cont. Da, cum eu mă raportez la miere, ei se raportează la polen, adică ei sunt performări în ceea ce fac. Că bun, ei mai fac și miere, perfect, dar nu vor putea să facă la nivelul meu miere, clar. Da. Nici eu nu fac la nivelul lor polen. Da. Salut, Leviu Chirac.
Salut, Cristian Petruț, da. Și de aici rezultă, vedeți, diferențele astea și așa mai departe. Dar, cât despre natură, natura este top la ora actuală, da. Mă întreabă un coleg cum e corcodușul la tine. Păi corcodușul la mine nu e înflorit. Da? Eu aici, de exemplu, am înfloriți puțin caișii. Da? Astăzi am arătat, da? Da? M-am uitat prin livadă și am corcodușii înfloriți. Doamne, am caișii înfloriți, dar corcodușul nu este înflorit, da, aici. Păi, CH Auto, eu am mâncat un Twix, da? Eu am mâncat un Twix și a zis colegul Mihai, zice, Maria, vrea ce amărim, da? Și colegul Mihai a zice, wow, câți dintre noi am căutat o bucată de ciocolată, adică el a spus că a căutat o bucată de ciocolată Kinder și a mâncat. Și de acolo a ieșit această întrebare, da, văzându-mă pe mine cum eu mănânc ciocolată, câți dintre voi ați căutat și voi o bucățică de ciocolată ca să o mâncați, da. Despre asta era vorba, nu despre altceva. Înțelegeți? Salut, mașină 1, vă salut. Da. Deci despre asta, nu era despre altceva, stai cu minte. Da. Da, deci cam despre chestiile astea este vorba. Băi, eu vă spun că o vreme mai prielnică asta nu poate să fie. Două zile cu soare, bagă polen, două, trei zile rece, stă înăuntru și clocește top. Iară două, trei zile cu soare, iară două, trei zile bagă polen. Mai bine de așa nu se poate. Cunosc pe cineva din Sălaș care se laudă că face 30-40 de mii de lei într-o primăvară numai din polen. Da. Da, Ionuț, nu e exclus chestia asta. O să nu e exclus. Păi nu, eu la coloniile pe care le am în această primăvară, eu să am 200 de colectoare de polen la ce colonie am, să zic pe o medie, da, pe o medie de 100 de grame pe colonie, da, în 10 zile, calculează, da, ar fi 1 kilogram, fac 200 de kg de polen. Da. Și de acolo rezultă calculele. La câți din voi sunt înfloriți corcodușul? Aici nu este înflorit corcodușul. Nu este înflorită. Da. Și dacă nu este înflorit, n-ai de ce să te preocupi. Știi? Că vremea e întârziată, e rece. E rece. Stai cu vesta, stai cu căciula în cap. Astăzi am lucrat. Și mai mult de atât îți înghețau mâinile, dragii mei. Deci mâinile la lucru îți înghețau pur și simplu. Robert a venit. Bun venit la top, Robert. Da. La noi în Maramureș, uite. Da. Deci în Bihor aproape înflorește rapița, e cam mică. E normal. Uite, în Bihor a început să înflorească cireșul, wow, la unii rapița, la unii cireșul. De-aia v-am spus, seceta a făcut ca plantele să fie forțate, da? Am mai auzit chestia asta, dar ce vreți să facă? Sau cine vreți să facă? Da? Ia uitați ce scrie, Robert, în Bihor a trecut și a început să înflorească cireșul, wow. Da? Wow. E interesant. Vă dați seama cât de înaintată e vremea acolo. Deci acolo am florit cireșul și aici n-am florit corcodușul. Deci aici am florit caișii, da? Și și ea parțial, adică am florit așa o parte din ei. Nici la mine nu sunt pomii înfloriți, spune Gheorghe Tudose. Interesant. Se poate face din corcoduș dulceață, din fructele de corcoduș? Se poate. Se poate face dulceață. Unii mai fac, ce mai făceau, mă? Rachiu. Am mai văzut, da? Am mai văzut rachiu pe unii făcând. Adică clar, că se pot face multe chestii din corcoduș. Adică
Eu pe aici, în jurul meu, am foarte mulți corcoduși și vara când mai merg la stupi, da? Și vara când mai merg la stup și mă ia așa o ansietate sau mă ia o oboseală, nu, de la muncă, o extenuare, de la căldură. Iau așa cu mâna, da? Iau așa cu mâna un pumn de corcodușe și încep să le mănânc. Unele sunt mai acrișoare, unele sunt mai dulci, dar e ok, ok, ok. Spune, la mine am furit iocelul. Ho, Levente Molnar, tu bănuiesc că ești de pe undeva, de prin Harghita, Covazna, partea aia de acolo mai... Popa Gabriel spune și pe la Constanța am florit. Bă, fraților, în ce Românie trăiesc 50 de litri de apă la rapiță? Harghita, da? Băi, Mihai Dumitru, tu nu cunoști România. Îți pare rău să spun chestia asta, Mihai Dumitru. Tu nu cunoști România. Du-te în sud-est, du-te în est, da? A plouat acum... Și a dat până în 15 litri pe metru pătrat, da? Da? Da. Deci până în 15 litri pe metru pătrat. Cătălin Bizionează, am văzut pe lângă o casă la adăpost o păpădie înflorită. Interesant. Da? Există dintre pomii fructiferi unul care dă mai mult nectar decât restul? Puf! Dar tu ce lucrezi? Sunt apicultor, Sergio Laru. KGB, 9 litri pe ea, Lomița. Uite, Mihai, ca să vezi în ce țară trăim. Adică, nu știu tu în ce țară trăiești, dar e o binecuvântare unde este umiditate. Da? Sunt zone unde nu există lucrul acesta. Gândește-te că în 4 zile de călduri toată apa care a plouat-o în aceste zone, da, se va evapora. Oamenii nici n-au putut, da. Eu vă dau un exemplu, da. Eu vreau să plantez 2,5 hectare de sparcetă și nu o pot planta. Da, nu am putut să însămânțez, da. Da, deci nu am putut să însămânțez pentru că nu, discurile nu puteau să intre în bulgării de pământ. Da? S-a putut ara și nu s-a mai putut discui. Da, nu se putea însămânța pământul. Acum, după aceste ploi, pe duminică, se intre cu tractorul și repede, deci pe repede înainte, repede să discuiască și să arunce sămânța în pământ. Da? Da, deci este... În unele zone ale țării este destul de... Da, e o loterie, să știți. Pentru că eu pot să arunc această sămânță. Da, eu pot să arunc această sămânță în pământ. Pot să nu am umiditate aferentă răsăririi. Pentru că dacă nu mai plouă, da, pot să discuiesc, pot să o seamăn. Dar dacă nu mai plouă, nu va fi eficientă. Și am cheltuit o căruță de bani. Da, uitați-vă și voi cât costă o sămânță de sparcetă. Da? Și costă o căruță de bani acea sămânță și bac, anul trecut aceiași bani aproape am cheltuit pe însămânțară cu rapiță, nu mi-a răsărit. Am avut probleme și cu apia, pentru că nu a crezut apia. Până la urmă a venit un inspector și a prelevat probă din sol și a văzut, da, sămânța s-a însămânțat, adică terenul s-a însămânțat corespunzător, dar dacă nu a ieșit și nu a răsărit datorită secetei, e vina mea. Aveam documente aferente, cum am și acum, factură, sămânță cu semințe omologate, da? Și așa mai departe. Ei, am zis să merg anul acesta pe sparcetă, da? Deci am renunțat la cea lucernă, efectiv am renunțat, o să pun în alte părți lucernă, încerc. Am două parcele care le pot iriga, acea parcelă nu pot iriga, sparceta suferă, da? Adică e mai top la secetă și fiind mai top la secetă, atunci sper să reușească să răsară și de ce nu? Să vă pot face un film de pe sparceta mea, prima dată cum e înflorită și cum albinele mele culeg de pe ea și doi, să vă pot arăta cum mă dau la căprițe.
Da, pentru că ăsta este rostul, da. Am lucernă, pun și sparcetă pentru căprițe și atunci împac și apicultura și căpritul. Sau nu știu cum se numește, da. Am folosit cuvântul ăsta, sper să nu deranjez pe prea mulți. La mine a plouat de două zile, perfect. La mine a plouat în ultimele zile, aproximativ 70 de litri. Mare binecuvântare de la Dumnezeu, Cătălin Bizon. Ești foarte tare, te apreciez. Mulțumesc, Sergiu. 30-40 de mii din polen. Așa susține colegul, Sergiu, Lucian. La Timișoara, corcodușul se scutură. Am florit piersicul, porumbarul și părul. Puf, domnul Bela. Maria, te salut. Cum e bine să ai o stupină mixtă în albine sau să mergi pe o singură rasă de albine? Care sunt avantajele și dezavantajele? Remus, aici este o întrebare foarte complexă. Am să încerc să o sintetizez puțin. Da, să închis sondajul ăla, că mulți nu știu despre ce este vorba. Totuși, mulți au căutat ciocolata, deci cel puțin 35 au căutat-o. Da? Hai să sintetizez puțin acest lucru. Este bine să ai mai multe rase, rase sănătoase, rase de calitate, din care să iese hibrizi. Da? E top, e top să ai diversi, să fii diversificat. Vezi un aport diferit, vezi o dezvoltare diferită. Dar, trebuie să fii foarte atent, da, din zona în care ești. Trebuie să fii foarte atent, da? Trebuie să fii foarte atent, da? La adaptarea ei, da, pe acea zonă. Pentru că nu toate rasele astea se adaptează, da? Și unele dau rateuri, unele dau probleme. Ați văzut că a filmat și Nea Elie, da? O rasă de albină, da? Niște măști pe care le-a primit de la un crescător de măci, cum arătau, da, coloniile din, cum arătau coloniile lui și cum arătau coloniile cu măcile din, de la crescătorul de albine. Asta nu înseamnă că crescătorul de măci respectiv nu face, da, nu face măci bune. Nu, din contră. Pentru că le-a dus într-o zonă care nu le e favorabilă, de acolo rezultă și această dezvoltare mai lentă. Da. 30-40 de mii de lei cu 250 de familii mor de foame. Mihai Dumitru, nu toți percep așa lucru. Daniela, Andreea, te salut. A zis că nu mai face miere multă la salcă. Da. În fine. Da, deci despre chestiile astea să vorba aici, este o discuție de profitabilitate. Da. Da. Ma, depinde fiecare și ce pretenții are de la viață, ce pretenții are de la colonii, ce pretenții are de la... Da. Acolo diferă, variază și așa mai departe. Nimeni nu... Nu e nimic bătut în cuie sau nimic... Da, nu. Totul este relativ, chiar și în apicultură, să țineți bine minte lucrul ăsta. Totul este relativ. Da. Depinzi de anumiți factori, depinzi de anumite decizii, depinzi de anumite... Da. Și de aici rezultă vorba unuia care nu-i dau dreptate în sensul în care el ar fi vrut să-i dau dreptate, că apicultura este o loterie. Apicultura este o loterie privitor la vreme și la cules, dar la tehnică de lucru și modalitatea de dezvoltare, da, a coloniilor de albine nu este o loterie. Da. Acolo este un profesionalism, acolo este o știință, da, acestor lucruri. Că după aceea nu te ajută vremea, da, nu te ajută vremea, este diferențiat, este diferență. Cât profit poate să aducă o familie de albine într-un sezon plus minus? Depinde de la colonie la colonie și depinde ce faci cu ea. Dacă îl întrebi pe un crescător de măci care face 50, 80, 100 de măci în acea colonie, înmulțește cu o medie de 50 și să vezi ce procente și cât produce o colonie. Dați-mi, îmi beau niște apă.
Da. Dacă întrebi un producător de miere, acela ar va răspunde că totul este relativ. Dacă reușește să facă 100 de kilograme de miere vândută la o medie de 12-13 lei, da, salcând cu poliflor, cu rapițe, cu ce vinde el, da, el zice că va face, calculează tu. 12-13 lei ori 1000, 1300-1500 de lei o colonie, da. Din care dacă scazi cheltuielile și nu știu ce, se duc la jumătate, deci aduce 500-600 de lei. Dacă face și un rod, dacă face și un roi, îi mai aduce 200-250 de lei. Da? Atâta e. Da? Vă salut după ciocolată, o cană cu ceai. Da, dar nu am ceai aici. Roi, polen, miere, calculează. Da. Am terminat ciclicitatea la ultimul live de ciclicitate la sfârșitul filmului. Am râs de gluma pe care ai făcut-o. Da. De ce să nu râzi? Salut, Paul. Da. Măi, e top. E top ciclicitatea. Mie îmi pare rău, știi, pentru că sunt informații top. Da, sunt informații top pe YouTube. Oamenii au început să... Da. Unii vin, într-adevăr, sunt destui de mulți care le-au accesat și să merită, da, să merită și pentru profesioniști și pentru începători, nu contează. Ai investi în tine, ai investi în informații, ai mai învăța o chestie, nimeni nu... Da. Eu, la rândul meu, plătesc informații pe care le iau, da, deci informațiile de calitate... Tare gluma și acum mă doare burta. Da, despre asta e vorba. Am observat foarte multă reclamă la ramele de plastic. Ce părere aveți? Băi, părerele sunt împărțite. Eu personal nu am lucrat cu așa ceva. Ne lucrând cu așa ceva, mai multe detalii nu pot să-ți dau, în schimb mă gândesc la niște aspecte, mă gândesc la încălzirea lor, răcirea lor, nu e fenotipul albinelor, da, sunt mai multe probleme, da. Ioan Liviu, te salut. Deci, sunt mai multe probleme, da. Sunt mai multe probleme. Și că slabe. Păi nu. Mihai Dumitru, spune tu cât faci. Dacă tu ești top și faci atâția mari de bani, Dumitru Deacu, te salut. Deci dacă tu ești top și reușești să faci 100-150 de mii de euro din apicultură, spune-ne tu. Adică spune-ne tu cheia succesului, spune-ne tu care ți este profitabilitatea, da? Per colonie, da, uite, pot să pun un sondaj. Da, ce profit aveți pe colonie? Uite, pun așa, ce? Uite. Se
Se merită azi când am deschis stupul, mi-am dat seama ce trebuie să fac în stup. Nu m-am gândit că poate fi așa ușor când știu unele informații. Eugenia Arnautu, te salut! Ce preț are un stup top pe 10 rame pe care l-ai postat? Stai că încă nu ai văzut ce am postat. Mâine o să vezi ce postez, Paul. Încă n-am postat, ca să vezi ce am postat. Se merită azi când am deschis stupul, mi-am dat seama ce trebuie să fac în stup. Nu m-am gândit că poate fi așa ușor când știu unele informații. Mă refer la rame, am 300 cumpărate din Anglia cu 5-a. Se apropie salcâmul, așa cum se alege lanul de rapiță, fare, se alege și pădurea de salcâm. SH Auto este o informație care este dată membrilor. Această informație, dacă vrei să-ți o dau pe canalul mare, trebuie să pulsezi 1000 de lei. Ceea ce tu, cum nu dai nici 5 lei, n-ai cum să dai 1000 de lei pentru această informație. Deci, ca eu, da? Da? Ca eu, da? Ca eu să dau această informație pe canalul mare, trebuie să văd acolo cel puțin 1000 de lei. Este dată pentru membri. Membrii toți știu cum să alege. Dar ăsta este un... Da? Hai să vă văd. Dacă vă puneți și acolo la mine urcă, da, acolo la mine urcă 100, da, 100, 250 de dolari, atunci o să vă dau informația pe canalul mare. Dacă nu, o aveți la membri. Și acolo te costă doar 100 de lei. Simplu. 1000 sau 100, to be or not to be. Da, mai mulți la membri afli și cum alegi lanul de floarea soarelui. Da. Umbla vorba că cineva în 2022 a făcut 100.000 de euro profit. Da. Nu știu ce să zic, Mihai Dumitru. Nu știu ce să zic, Lucian Presecariu. Cine poate să ajungă la cele performanțe să facă 100.000 de euro? Zic cine? Despre cine era vorba? Și în 2023 cât a făcut? Tot 100.000 de euro sau a făcut mai puțin? Să vedem dacă a mințit sau n-a mințit. Aș fi tare curios. Ce preț are un stup top 10 rame care ai postat? Nu știu, Paul. Nu știu. Sincer spun, nu știu care este prețul lui. Da. Nu știu care este prețul lui. Vezi? Ok, mersi, lăsăm la membri. Ai văzut? Da. Vezi tu unul dintre clienții mei care nu prea ofer nimic. Da. Da. Eu sunt conștient de asta și te cunosc de mult timp. Din cauza asta ți-am și aruncat-o așa. Nu că știam că nu. N-ai nicio treabă. Da. Poate nici nu ești apicultor, poate. Da. Ia să văd, ce profit aveți pe colonie? Da, peste 5.000 niciunul n-a pus. Între 100 și 500, între 500 și 1.000. Între 1.000 și 5.000, dar peste 5.000 niciunul. Eu știu, mersi, am bănuit. Nu știi. Uite, spun-o dacă știi și dacă este așa, eu o confirm. Hai de unde să știi. Informația e prea fină. Un profesor, după ce a investit în educație, poate face o astfel de sumă. Nu știu, George Cazacu, cine poate să facă acest lucru. În România nu cred că ajunge cineva la performanța asta. E prea mare targetul de 100.000 de euro profit. Poate Lucian, poate Mihai a ajuns la asta.
de nu-ți leacă cu 100 de lei au trei informații. Dale, pace. TH Auto este unul dintre cei care nu dă un leu, nu că 5 lei. Da, să vede chestia asta de la o poștă, că voi n-ați văzut treaba asta. Asta este maniera lui de abordare. Da. Iar Paul, acei stupi pe care îi vei vedea mâine, să plătești un inginer apicol cu 1200 RON pe an, să te sfătuiască cum să ai grijă de stupii tăi, mi se pare o sumă super ok. Remus, cel mai mare profit îl au cei cu 100 lei. Primesc așa multă informație. Da, asta e relativă, da, depinde cine o spune. Cei care sunt din coace de gard sau cei care sunt din col de gard. Pentru cei de din col de gard li se pare o tâmpenie, pentru cei care sunt din coace de gard li se pare o chestie relativ bună. Dar asta deja... Da. Lăsați-i să stea acolo unde sunt, că uneori e mai bine. Ia să vedem ce jucător mai am pe aici. Gravenberg, cine ăsta, mă? Hero din Ghana. Game Changer. Nici n-am auzit de ei, băi, frate. Nici n-am auzit de ei. Hugo Lloris. Uite, bă, Lionel Messi, bă. De asta am auzit. Kevin De Bruyne. Ia uitați aici. Ce mai am aici? Top Master. Kevin De Bruyne, oh, salare dublură sau ce? Ba, nu, e diferită postura. Vinicius Junior. Robert Lewandowski, iar îl are pe Messi iară. Asta cine, mă? Paul Pogba. Luis Suarez. Kanté. Mateo Kovacic. Gabriel Jesus, Harry Maguire, dar ce e englez? Rodrigo De Paul, ia să vedem aici ce e, Richarlison, ăsta cine, mă? Hing Ning Song. Karim Benzema, ia auzi tu, măi, Cristian Romero, bă, dar mulți are pe aici. Serginho Dest, ne-am auzit de el. Valencia, ăsta cine? Hrustic, de unde ești, mă, din Australia? Van David. Ce e aici, mă, Gregorio, nu știu ce. Cristian Pulisic, ăsta cred că e... Ăsta nu e croat? Ia să văd ce zice, că e american, mă, fii atent. Hazard. Harry Kane. Kramaric. Auzi, mă. Keylor Nava. Bă, dar mulți fotbaliști are. Hai că-i bag la cutie, că-s prea mulți. Cine mai știe pe toți? Nu bună ocazie să poți să nu întâlnești niciodată. Nu bună ocazie ce poți să nu întâlnești niciodată în viață. Like, mulțumesc, AGB. Important este să te prinzi de fază până nu trece trenul. Cei care pierdeți 3 stupi într-un an, pierderea este mai mare decât cei 120 de rom. Cătălin, dacă trece trenul, rămâne în gară.
Eu am o vorbă, să dea Domnul ca anul trecut și sunt super mulțumit, sănătate să avem. Așa este, Mihai Dumitru. Ia să văd ce ați mai răspuns la sondaj, că sigur despre fotbaliști n-a scris aici. Bă, 3%, fii atent, 3% din 75. Cât vine, mă? Deci 10% vine 7. Da? Vine 7. 10%. Iar 3% cât vin? 2. Pe bune. 2. Deci 2 fac între 1000 și 5000. Păi ia să vedem. Ia facem un calcul așa. 1000, da? 1000 are 3 zerouri. Ori, da? Ori 200 de colonii, hai să punem 200, la care mai adăugăm astea alte zerouri, face 200 de mii de lei, care înseamnă, împărțit la 5, înseamnă 40 de mii de euro, nu? Băi, e mult sau puțin? La 200 de stupi. Ia spuneți voi. Dacă face 5.000, cum e pus acolo între 1.000 și 5.000, să zic că face 5.000, da, să zicem că s-a dus la limita maximă, da, 5.000 ori 200, da, 5.000 ori 200, 200 de colonii, da, asta înseamnă 10, 2 zerouri și încă 3. Cât vine asta, bă, că deja mi-e îmi dă cu minus aici. Păi vine 40.000 ori 5, înseamnă 200.000 de euro. Mamă! Nu, no, aici asumă, fraților. Da, vă dați seama, 200.000 de euro. Deci, dacă o vinde cu 1000, face 40.000 de euro. Iar dacă o vinde cu 5.000, face 200.000 de euro. Și ca să faci 100.000 de euro, da? Să faci 100.000 de euro, ar trebui să o vinzi cu, ar trebui să faci un profit per colonie de 2500. Mă, sunteți de acord cu mine? 2500 ori, da? Ori 200 de colonii. Ia să fix. $500.000. Păi 500.000 de lei, da? Sunt 100.000 de euro. Deci, adică ar trebui să faci un profit de 2500 de lei. Da? Aș vrea să cunosc și eu un apicultor care face 5.000 profit pe colonie. Da, interesant. Băi, dar voi gândiți-vă și 2500. E interesantă chestia asta. Deci, colonia respectivă, ca să faci 2500 de lei, da, să spunem, ar trebui așa să vinzi 50 de chile, da, nu face 50 de chile, 20 de chile de polen, care sunt 600 de lei, da, să facă polen de 600 lei, să faci 2 roi din ea, tot 600 lei, și să mai facă miere, deci 1200, da,
și să mai facă miere de încă 1300 de lei, care ar fi echivalentul la o miere, hai să spunem, la 13 lei, încă 100 de kg de miere. Ce ziceți? Hă? Deci ați înțeles calculele. Deci faci 600 de lei din polen, 600 de lei din vânzarea 2 roi din ea, plus 1200, da? 1300 de lei, adică 100 de kilograme de miere pe care să le vinzi în angro la un preț mediu de, da? De 13 lei. Păi numai un roi și 5 kg miere valorează 500 de lei. Nu prea dă bine. Înseamnă că mulți sunt stupari. E Superman stupul. Câtă miere să producă o colonie și la prețurile de acum. Da, da, astea sunt calculele, mă. Și mie mi se par relevante. Adică, da, pare simplu pe hârtie. Practica e de... Da, dar uite că în sondaj, dacă vă uitați în sondaj, ia uitați, este unul care a pus peste 5.000. Na. Na, serviți-o pe asta, bobiță. Uite. Da, sunt 4, 3, 1.000 și 5.000. Și unul este peste 5.000, ce mai vreți? Este SF-ul, SF-ul. Bă, eu v-am spus, ia gândiți-vă așa, o colonie de a o faci, da? Băi, ia gândiți-vă acum la o socoteală așa, într-o colonie de genul ăsta top, da? Cum am eu, poți să startezi de două ori și scoți 100 de regine, da? Adică 200 de regine în două ture. Băi, gândiți-vă la chestia asta. 200 de regine. Da? 150 regina. Ia spuneți-mi voi. Câți bani iasă? 3.000. Și eu am pus puține regine, 200, la o colonie de genul ăla. Ce ziceți de chestia asta? Aceeași colonie 4-5, cât aduce matca și trebuie numai suma asta. Sunt care fără la ăsta peste 5.000 îi fac stupii miere de aur. Deci ia gândiți-vă la ce vă spun. 200 de măci, care 200 de măci și 100 pe șarjă, da? Și numai pe două șarje calculat. Da? Ia spuneți chestia asta. 3.000 de lei. Da. Iar un producător care se respectă de măci, da? Dintr-o stupină de 200 de stupi, fiți atenți la ce număr mă duc, 200 de stupi, care vinde da? 2000 de măci pe care le vinde cu 150 de lei, ia faceți calculul câți bani face. Da? Mult sau puțin? Dar la 2000 de măci. Dar gândiți-vă că la o stupină de 200 de colonii poți să dublezi, poți să faci 4000. Da? Deci cele 2000 le produci cu 100 sau sub 100. Poți să le produci liniștit. Liniștit. Dar să te duci la 4000 de măci. Ce ziceți? Da? Cel mai scump borcan cu miere pe care reușesc să-l vând este de 20 de lei, 150 de grame. Ce mai vreți? Păi ea calculează, dacă 150 de grame e 20 de lei, înseamnă că tu vinzi cu aproape 100 de lei. Da? Mihai Dumitru. Înseamnă că tu vinzi cu 100 de lei acel sortiment. Da? Și sunt doar câteva mii. Păi câteva mii să vinzi, câteva mii de kilograme să vinzi cu 100 de lei,
E ca și cum pentru un apicultor normal ca mine, deci tu dacă vinzi 1000 de chile la prețul ăsta, da? Deci tu dacă vinzi 1000 de chile la prețul ăla, eu trebuie să vând ca să te egalez la preț undeva la 6 tone sau 7 tone. Deci tu dacă vinzi 1000 la prețul ăla, eu trebuie să fac 6-7 tone să te egalez. Să te egalez. E o discrepanță foarte mare. Da, anafoare de colecta mult de la superstupari ăștia și le mai trebuie minimis. Asta zic și eu, Ioan Cosmescu. Și eu sunt uimit. Da. Eu nu n-am cum să ajung la aceste sume. Adică sunt, pentru mine, sunt mari. Vă spun sincer. Pe hârtie ies, în practică nu prea. Cam așa, poate o să vorbim într-o zi. Băi, Mihai Dumitru, eu te cred. Nu spun că nu vorbim, nu spun că nu ăsta, dar mă înțelegi ce zic? Da, mă înțelegi? Nu știu, da. Bravo vouă, cei care reușiți să faceți aceste performanțe, da? Cei care reușiți să faceți aceste performanțe, vă aplaud. Sincer vă spun. Da. Eu lucrez cu dovezi și statul știe perfect. Eu nu sunt, auzi, eu niciodată nu am spus că statul, nimeni, niciun apicultor top nu are. Exact, Mihai Dumitru. Niciun apicultor top nu are problema asta. Da. Deci eu nu cred că un apicultor care se respectă să uită la banii care trebuie să-i dea statului. Nu cred. Alea sunt aberații. Da. Noi lucrăm cinstit, înțelegi? Suntem top și nu... Adică să te uiți la o valoare de 5% din cifra de afaceri pe care o dai statului, da. Pentru mine este nesemnificativ, sincer vă spun. Da. Dar asta este viziunea multor, da, multor apicultori, așa. Plătim taxe, depunem hârțogăraie. Exact, Mihai Dumitru. Același lucru spun și eu. Dar asta este foarte greu, nu? Vezi tu, când vorba cu strugurii iacri, știi? Când vulpea și struguri, știi? Când nu ajungi la ei, strugurii sacri, da? Dar eu chiar respect, îți repet. Da, deci eu respect pe cei care sunt profitabili, eu nu sunt, vă spun sincer, nu sunt la modul acesta, pentru că nu am cum. Dar eu trebuie să produc cantități industriale de miere ca să ajung să mă apropii, da, să mă apropii de asemenea sume, deci exorbitante. O cheltuială destul de mare, da, mult de muncă. Mult de muncă. Dar eu zic că cu perseverență, cu, da, cu știință și așa mai departe, se poate ajunge la o sumă razonabilă. Da? Dar nici de cum la 5.000 sau 2.500 eu... Da. Bun. Era o curiozitate ca să susțină cur extract. Oh. Hai că închid sondajul. Uitați-vă și voi sondajul. Ce profit aveți pe colonie? Cei mai mulți sunt între 100 și 500. Și hai să mergem la 500 de lei profitul. 500 ori 200 de stupi. Da? Ori 200 de stupi. Da? Prin 10. Și încă 4 zerouri. Bun, a mers la maxim. Asta înseamnă că face 100.000 de lei, da? Care înseamnă 25.000 de euro lunar. Da? Cei mai mulți, să zic, intră în categoria asta. Din ăștia 25.000 de lei, de euro, dacă îi împarți la 12 luni, da? Da.
o iasă în jur de 2250. Da, adică iasă undeva un salar lunar, să spunem așa, de 110.000 lei. Da? Adevărat sau fals? 110.000 lei pe lună. Adică 2230 de lei de euro, da? Dacă câștigă 25.000. Acum, dacă din ăștia 25 scoate 5.000 alte cheltuieli pentru pregătirea stupilor pentru următorul an și mașini, asigurări, da? Medicamentație, multe alte lucruri, deja îi se diminuează, da, mult profitul, adică va veni sub 2000, va veni undeva la 1800-1900 de euro. Fă un sondaj, ce face fiecare în momentul ăsta? Eu pus în rob la pungă că tot păzesc telefonul. Hai mă să punem și sondajul ăsta. Da, dar n-au cum să răspundă, mai bine să răspundă public. Ce faceți mă fiecare acum? Eu, de exemplu, fac un live. Colegul spune că pune la pungă. Ceilalți ce faceți? Da, uite, Mihai Dumitru vrea ca să afle cât de harri sunteți. Mănâncă semințe, tâcă, ia auziți. Teme cu copiii. Uite, unul face teme cu copiii. Da, ce zici? Da. La serviciu altul. Na. Serviciu pe asta. Întind sârma în rame. Uite altul. Noi ne uităm la live. Salut Vinicius. Eu umplu pungile. Uite altul care umplă pungile. Stau cu fetele și îl ascultăm pe Lucian, albina lucrătoare. Na. Vezi, fiecare cu treaba lui. Da? Depinde de efectul, de efectivul de albine. Dacă are peste 200, normal că pui hrană la pungi seara. Romică, te salut. Da. Dar cine ești tu aici ca să spui tu mie când se închide live-ul? Mă uit la un film care spune că mierea de ambrozie provoacă alergie. Nici nu știam că ambrozia dă miere. Ai ajuns să cerșești bani, rușine, 5 lei, 10 lei. Eu nu-s muntean, eu n-am cerșit chestia asta. Spuneți-mă, la care din voi v-am cerut 5 lei aici ca să-mi dați 5 lei? Iar mie nu-mi este rușine. Da, mie nu-mi este rușine. Fumez și vă ascult, Eugen Arnat. Robert spune că se uite la asta. Hai bă, dați bă 5 lei. Ca să nu mai îmi fie rușine. Hai, ia băgați acolo la băiatul 10 lei, nu 5 lei. Hai să văd cine bagă 10 lei. Dacă te zice 5 și 10 lei, ia 10 lei aici la băiatul. Hai. Dacă merit, hai băgați acolo 10 lei, să curgă banii la băiatul. Da? De mâine toți. Bună seara, domnul. Salut, Iulia. Eu cred că meriți. Bun, top. Mersi, albina lucrătoare. Hai mă, ca să vedem aici, dacă tot e vorba de cerșeală. Da, eu nu-ți ăsta munteanu. A ajuns să cer bani rușine. Nu iau de la tine, mă. Mi-ai dat tu mie vreun leu? Ia zi. Mi-ai dat mie tu vreun leu? Mucles. Dacă cei care îmi dau au dorința, uite acolo, KGB mi-a dat 5 lei.
Ia de aici, servește-o pe asta. Stai să vezi că apare moldovană, la bagă 20 de lei. Să vezi acolo, fă un sondaj cu efectivul de albine pe care îl deținem, să vezi că sunt puțin cu 200 de stupi. Beau un ceai, Dumitru. Eu acum am terminat temele. Hai mă să vedem, Iosif. Bravo că l-ai terminat. Ia să băgăm aici un sondaj. Câți? Ia să vedem câți stupi aveți. Și acum scriu. De la 1 la 50. Da? De la 50 la 100. Da? Adaug o opțiune. De la 100 la, hai să pun, 400. Da? Și următoarea. Ne. Ia răspunde să vedem cât stupi aveți, că era curios colegul. Oare cine cerșește? Eu, măi, domnul Bela. Eu cerșesc. Uite, eu cerșesc în seara asta. Am devenit cerșetor. Vreau bani. Vreau banii. Cum îl chema pe ăla, mă? Unde e, mă, ăla? Vreau banii lui Ionuț Munteanu să curgă banii. Hai, Ionuțe. Bagă aici că nu-mi este rușine. Atâta timp cât bagi acolo, nu. 14 clonii pe care să fie top. Da. Scrieți, mă, acolo în sondaj fiecare câte colonii aveți. Da. Noi informații. Ia să vedem. Câte colonii aveți, mă? E interesant acest sondaj, să vedem. Vedem fiecare cât de top e. Să vedem câți au peste 400, cât se ridică la 400 din cei care votează, că sunt ăia șmecheri în spate care nu. Da, ea nu votează, sunt prea șmecheri ca să intre și să voteze. Da. Ia uite, a venit Romica Borza cu 10 lei. Ia de aici o inimioară, Romica. Haideți cu un like de apreciere pentru Romica Borza. Ia băgați acolo la băiatul un like. Vedeți? Vezi, băi, cum îl chema pe ăla, mă, că tot uit. Cum îl chema? Ionuț Munteanu. Vezi dacă m-ai târnit? Da? Ionel, eu zero. Ce să fac? Dacă nu mă iubiți și nu vreți să-mi dați, las că dau băieții mei. N-aveți voi treabă. Uite, Robert, 13 bucăți are. Da? Uite. Vedeți că vine Gheorghe, vedeți că vine ăla. Când vine ăla, să vedeți cum vine. Călare pe armăsar. Dar nu știu pe unde e. Cred că e la lucru, cred că e cu mândra. Nu percutează în seara asta. Da. De parcă l-am 90. Da. 150 BK Bookfast Cristian Stan. Băi, răspundeți bă la sondaj, nu acolo. Că aveți sondaj între 1 și 50, între 50 și 100, între 100 și 400 și peste 400. Da? Hai, până la 50 de like-uri pentru o mică borza, 41. Ia dați acolo la băiatul, da? Semn de apreciere că o să vă dau informații, numai așteptați un pic. Da? Numai 40 am, cam puțin, dar se înmulțesc. Uite, Tibi mi-a dat 10. Haideți și cu un like pentru Tibi. No, Muntene, ce mai zici acum? Ia zi-mă cum îl chema pe ăla, mă? Că tot uit. No, Munteanu, ce mai zici? Ia uite aici cum cur banii la băiatul. Ia zi. A? Grigore Zaharie, te salut. Na, oftică. Hai, că cerșesc. Ce știi tu ce înseamnă cerșit, bă, băiete? Ce știi tu? N-ai de unde să știi. Vorba aceea, viața are gust Coca-Cola. Da, da. Ce mai? Ce știi tu ce înseamnă asta? Da. Uite, Dorin Petric.
Permite să bag, bă. Măi, Dorine, bă. Ce să mai zici, ne? Știi? Na, dacă i-a trebuit asta să ne strânească, o să aibă. Știi? A venit el, uite, părcăla tibia mai băgat, 5. Deci dacă lui a trebuit să strânească chestia asta, și că m-am făcut cerșetor, bă, ia uși tu aici, mă. Ia uși ce-a spus, ai ajuns să cerșești bani, rușinoși, 5 lei, 10 lei. Ehe, stați liniștiți, dați-le pace. Ce știu ei care este realitatea? Uite, Cătălin Bizon a băgat 10. Nu mai băgați, mă, stați liniștiți, opriți-vă. Dați-i pace că ăștia sunt ăia care îi roade rău. Ce vreți să facă infart în seara asta, să zică, Doamne, am fost pe live-ul ăla. Dați-le pace. N-are rost să le mai demonstrăm ceva, că n-are rost să le demonstrăm nimic. Da. Opriți-vă. Da, vă rog mult și vă mulțumesc tuturor. Cât stupe avem? Bă, care a mai băgat, mă? Ia ui, și Ionuț mi-a băgat 5 lei. Opriți-vă, vă rog mult. Gata, dați-le pace. Sau cine te cunoaște știe de ce primește atâtea. Ioi, domnul Bela, stai cu minte. Da, cine te cunoaște știe de ce primește atâtea apreciere, să moară invidioși. Și... păi, nu mai băgați. Opriți-vă. Eu am avut 10 și în noiembrie am unificat și am rămas 6 familii, toate sunt puternice și nu le țin pentru afacere. Îmi sunt dragi și le țin pentru mierea familiei mele și cadou la prieten. Bravo, Iulia! Bravo! Băi, voi nu trebuie să ajungeți la 250 de dolari, că după aceea mă obligați să le dau informația de la membrii. Așa că opriți-vă! Gata! Gata! Destul! Destul! Nu mai, vă rog mult! Da. Da. Gata, destul pe seara asta. Închidem live-ul imediat și destul. Unde e, mă, ăla, mă, că nu l-am mai văzut pe Amărășteanu. Cum îl chema, mă, că i-am tot uitat numele? No, Ionuț, ce mai zici acum, a? Ia zi, Ionuț, ce mai zici acum? Să moară Grivei, să moară, a? De aia mi-ai văzut un canal de ăsta. Așa e cu invidioșii ăștia, băi, tată. Bă. N-ai ce să faci. Da. Dar doar unul e așa. Și doar ai mei sunt așa. Că oriunde te duce pe YouTube, pe canal, nu mai vezi așa ceva. Să știi minte asta. Și să știi minte... Că pun un sondaj să vedeți câți dintre voi mi-ați dat, că am cerut, câți dintre voi îmi dați din respect. Uite, o să pun acest sondaj, să vedeți. Uite, închis sondajul ăsta și o să pun ultimul sondaj pe seara asta.
Ia să văd. Stai cu minte, Iosif. Iulian Balin, te salut. Grupul bogaților, pune o diferență până la 250? Nu. Nu mai pune. Chirilă Florin, că nu merită. Nu merită. Lasă acolo informația că stă bine. Câți dintre voi îmi donați din? Și puteți să spuneți aici toate răutățile pe acest sondaj. Da? Din cerșeală, din apreciere pentru for, din obișnuință sau înălțare de sine. Da? Aș fi curios să văd. Bă, a dispărut ăla sondajul? Fii atent că a dispărut sondajul. Bă, voi mai aveți sondajul? Eu nu mai am sondajul. Ce s-a întâmplat cu el? Eu nu-l mai văd. Nu, eu nu-l mai văd. Nu știu ce am făcut cu el. Atât am jucat până-l mai văd. Nu, puneți acolo și îmi spuneți voi procentele, că eu nu-l mai văd. Bun, dați acolo mare. Eu nu-l mai văd. Nu. Eu nu-l mai văd. Nu știu ce am făcut. Da, dați acolo, pulsați acolo, treaba voastră ce pulsați. Da. Da. Ci că Lucian mai ai? Lucian mai ai un pic și cel mai mult decât Popi. Ce știi tu, bă, ce înseamnă viața? Sunteți prea slabi ca să înțelegeți ce înseamnă apicultura și informația în apicultură. Dacă ați vedea ce performanțe se fac și dacă ați vedea cum colegii încep să arate performanțele, v-ați mușca limba de 10 ori. Da, toate la timpul lor. V-am spus eu, mai frumos este sfârșitul decât începutul lui. Da, toate la timpul lor și toate în ritmul lor. N-are rost ca să demonstrăm noi cât de pătrat sau cât de rotund suntem. Știm fiecare cum suntem. Nu trebuie să mergem mai departe. Stați cu minții. Și să spun sincer, eu n-am cerut. Am cerut pentru o informație pe care să o dau, să o întind pe canalul mare. 84 este pentru efort și apreciere. Din câți, Dănuț? Da. Din obișnuință, 8% apreciere pentru efortul depus. Informație 84. Cerșeală 5. Înălțare de sine 2. Da. Deci sunt 7. Nu. 5-7 de voturi. 5-9-5-7. Am înțeles. Da. Deci din 5-7 de voturi, 7% cât e, mă? Dacă 10% sunt 5 voturi, da, hai 6 voturi, oare nu cei ce așteaptă informația și nu vor să plătească cerșesc? A, domnul Bela, asta miroasa provocare. Nu am nimic cu tine, dar sună foarte urât, care dă 5 lei ca să sun o informație și văd că nu mai ai abonat de bani off. Lasă că am bărbiturice eu cu un membru de-al tău și a spus mai multe. Ia uite ce spune acolo. Barbiturice. Am barbiturice. Off, lasă că am barbiturice eu cu un membru de-al tău și a spus mai multe. Eu nu am nimic cu tine, dar sună foarte urât, care dă 5 lei
Măi, este un mod a meu de a fi și chestia, vorba asta am împrumutat-o de la un băiat. Da. Așa era vorba între noi. Îi ceream ceva, băi, Marian, fă chestia asta, 5 lei, șeful. Și de acolo am preluat-o, da. Ba, scuze tastatura, nu am fost atent. Domnul Lucian, invidia și prostia sunt surori, nu băga în seamă. Măi, nu spuneți mie, spuneți-le lor, știți. Aveam de gând să dau o informație top. Da, în seara asta, despre informația, da, informația, da, aveam de gând să o dau pe canalul mare, dar având în vedere că au aportat membrii, o să o dau doar membrilor, fără jenă, vă spun, important, da, informația transmisă în colonie, da, în zona meliferă, adică cum se transmite informația zonei melifere în colonie, da. Un live de un calibru am vrut în seara asta, pentru că pleca de la timp și vreau să vă arăt sau să vă spun din ceea ce am studiat eu și am cercetat și am, da, am mai citit și am mai făcut și am mai făcut, cum se transmite informația în timp ce afară este rece, cum se transmite informația în timp ce afară este cald și albina zboară, pentru că să știți un lucru, și în această perioadă informația în colonie se transmite, iar pulsul cu natura nu este rupt. Din momentul orientării, din momentul ieșirii la zbor, albina a luat pulsul și nu-l mai lasă. Sunt informații fine, da. Eu la școala de șoferi era o vorbă între noi colegii, la fiecare gropă luată 5 lei la domnul instructor. Eu așa îi cer 5 lei la soacră mea. Da. Da, transmiterea informației, țineți bine minte detaliul ăsta despre baza meliferă în colonie. Și aici este era un subiect top, super top, mega top. Vorba mea, 5 lei. Nu mai spun cealaltă informație, cum, da, cum cercetezi, da, cum cercetezi floarea de salcâm, ca să-ți dai seama, da, ca să-ți dai seama că e viabilă sau nu. Cum? Da, Luciana, dacă în 6-7 rame în cuib și blochează conectar, se poate pune în magazie 1x2. Cristian, acolo este mult de discutat. Da. Uite, Claudiu Marian, bă, opriți-vă, bă, Claudiu. Claudiu, vă rog frumos să vă opriți. Ai o apreciere pentru Claudiu. Vă rog mult. Da. N-am mai cerut. Da. Dacă 5, 6, 7 rame cu și blochează conectar, se poate pune în magazie de 1x2. Se numește dezvoltare sistematică. Sistematică. Era de actualitate tema. Da, da, Larmeanu. Era o super, ultra mega tema. Din punctul meu de vedere, acum a celorlalți poate nu era. Da. Cine poate să judece de ce actualitate era tema? Da. Dar vă dați seama, că era o temă top. Da. Era o temă cum se transmite informația la ora actuală. Tu zici că albinele stau înăuntru. Cunoașterea bazei melifere este o altă ramură a apiculturii. Ioan Comănescu, eu știu chestia asta, dar cum se transmite informația? Sunt obișnuiți să meargă cu bidonul de pălincă la bătrân să-i mai întrebe cât stă albina tânără în stup până iese la zbor. Lasă că urmează săptămâna membrilor. Așa este. Dă un răspuns, te rog frumos, ca să fie top cum ești și tu. Cristian, 10 lei. Și atunci o să-ți răspund super top. Dacă toți suntem la cerșit, la mocangeală. Probabil am încurcat eu. Scuze, Lucian, nu am vrut să deranjez. Nu știu cu ce am greșit față de tine. Oricum, scuze. Da, nimic, se hașa auto. Da. Da. Și a venit și haterii, că era normal să apară și ăștia. Nu se poate fără ei. Da.
în seara aceasta m-ați provocat și în seara aceasta. Bă, chiar mie îmi cer care ți-am dat fără să ceri. De data asta îți cer 10 lei. Uite, sunt obraznic. Și după ce îmi dai ea 10 lei, o să-ți dau informația completă. Ăia bătrâni sunt șmecheri, nu spun. Da. Uite, acum m-am făcut rău. Dar îți dau informația, uite, ți-o promit. Da. Deci dacă până acum am mai râs, am mai glumit, uite, acum sunt pe bune. Acum sunt dispus să dau informația. Pe bune îți spun. Acum sunt dispus să ți-o dau și cum să faci, și cum să împachetezi, și cum să lucrezi cu două folii, și cum să lucrezi tot. Ia zi. Mă, a mai dat ăsta bani în seara asta? Eu nu cred că a dat. Ia să văd. A dat Cristiane în bani? Ia că mă uit eu acum. Bă, dacă ai dat bani, scapi. Dar dacă n-ai dat bani, nu scapi. Nu scap, că dacă a zis că eu sunt pe mocangeală și pe cerșit, chiar m-a supărat. No, zic, stai că vă arăt eu ce înseamnă cerșală. Nu, n-a dat, numai membrii au dat. Claudiu Marian, doar membrii. Na. Atunci, dragul meu, se la vii. Pe altă dată. Altă dată va fi altă dată, că săptămâna viitoare nu o să fac live-uri. Săptămâna viitoare o să fac doar cu membrii. Am de făcut niște live-uri top cu ei și nu o să fiu pe canalul mare. Sau poate într-o seară mă răzgândesc și o să apar și pe canalul mare. Da. Dar asta este, gândește-te, Cristianem, că este o informație de o anvergură top. Da? Cum să dezvolți tupii simetric. Da. Cum să procedezi, cum să-i dezvolți, ce să faci, în ce părți, din ce părți, cum părți, cum pui, cum nu pui și așa mai departe. Da. Deci, da, e bună informația. Utilă. Da, dacă ați zis că cerșesc, gata. Aici, până aici mi-a fost. Credeți că am nevoie să cerșesc, băi, băieți. Mai dă încă o cremă de asta. Băi, știți cât faci o cremă de asta, mă? Băi, știți cât faci o cremă de asta? Mă faceți cerșetor, mă. Bă, nu vii rușine, mă, să mă faceți cerșetor, mă. Vă dau ce nu v-a dat mama YouTube-ului de când YouTube-ul informații despre apicultori și băi, mă faceți cerșetor. Mi-a ajuns. O să vă fie dor de bărbos. Să mai cerșiți de la bărbos informații. O să vedeți voi. Da. Treaba voastră. Voi vă tăiați craca singur de sub picioare. Credeți-mă. Ia să iau ulei de aromaterapie. Să-mi revin un pic. Aici am o cremă cu... Asta cu ce? Asta e cu brusture. Cremă cu brusture. Singurul cerșetor. Bă, era o carte, mă. Prinț și cerșetor. Voi ați citit cartea vreunul din voi? Știți de cine e scrisă? Prințul cerșetor? Ia spuneți-mi voi mie. Dacă sunteți așa de bun și așa de top, cine a scris cartea Prințul Cerșetor? E, uite, mă, cine știe. A? Ați văzut? Așa că așa mă voi numi și eu. Așa mă voi numi și eu. YouTuberul Cerșetor. E bine, mă? Nu îți șade bine. Nici nu mă interesează cum îmi șade Cristian. Sincer. Cum nici vouă nu vă interesează, nici pe voi nu vă interesează, de ce m-a interesat pe mine? Da, cum e?
Uite, știi ce o să fac, Cristian, ca să nu vă mai deranjez așa eu? O să fac foarte simplu. De exemplu, dau un exemplu, da? Iulian Bale m-a întrebat cum faci crema de busture. Mă fac că n-am văzut întrebarea. Și mai ok. Așa vor să te facă la sentiment. Stai, Remus, cu minte. Stai cu minte că bărbosul a fumat de ăștia. Nu mă face pe mine, da? Pur și simplu nu-ți mai văd întrebarea. Mă duc la întrebarea care îmi convine sau mă duc. Asta vreți? Cu asta ați fost învățați pe YouTube, da? La mine nu merge așa, dragii mei. Eu vreau să vă răspund la întrebări, eu chiar vreau să vă dau informații. Cred că informațiile pe care le-am dat sunt corecte, concrete, da? Munca mea costă, da? Informația mea costă, iar dacă vrei să mă respecti, da, să mă respecti, atunci mă apreciezi. Nu vrei să mă respecti, nu mă apreciezi. Și atunci, ce pretenții ai de la mine? Vedeți? Cam despre asta se vorbește. Și cam astea sunt problemele, în general. Dar cine le pricepe? Eu? Voi? Da. Voi n-aveți nicio treabă, dragii mei, cu chestia asta. Lucian Bărbosu, top, top. Da, Freedom. Așa este. Băi, oameni buni. E prima oară când intru pe live. Peter, mulțumesc. Nu am nevoie de banii voștri. Țineți bine minte lucrul ăsta. Like-urile, 135. Super top. Hai să vă dau, informația cu dezvoltarea sistematică ca să încheiem seara în ritm optimist. Da. În momentul, dacă cei ce jignesc ar putea să audă într-o zi toată informația, s-ar putea să nu mai zică nimic. Haideți să vă spun care este treaba cu dezvoltarea sistematică. Ascultați pe Bărbosu, ceea ce vă dau acum o să vă ajute și o să vă aducă de nu vă așteptați. Ai primit respectul și aprecierea oamenilor care te aștepta. Oare din cei 79 de votați, câți dintre ei au donat ceva vreodată? Hai să vă dau această informație. Ai stupul pe 5 rame. Ți-a început culesul. Da? Aici vorbim doar în momentul în care ai nectar. Urci 2 rame sus în magazie. Pui folie. Lași decât o ramă în cuib liberă. Pui folia. Iar peste cele 2 rame treci folia, le prinzi, doar cele 2 rame. Și o să ai folia de jos și folia care vine pe sub celelalte rame, plus folia care urcă în lateral pe cele 2 rame de magazie. Iar deasupra de tot pui o a treia folie care să-ți acopere cele 2 rame și tot cuibul. Da, deci se lucrează cu 3 folii în cazul acesta. Da? Una acoperi cuibul, două în magazie le separ prin folie, din nou dublez căldura pe cuib, e foarte importantă, a doua folie dublează căldura pe fund, a treia oprește, da, curenții superiori și se limitează doar de 2 rame. De ce e important acest lucru? Pentru că amat ca să poată lucra, să poată ponta, să poată continua și ca să nu se blocheze, urcă mierea din partea inferioară din cuib, o urcă în magazie. În momentul în care mai introduci o ramă în cuib, nu faci nimic. La 2 rame introduse în cuib, mai adaugi una de cat. La 2 rame introdus, mai adaugi una în cat. Și așa, când ajungi la 10 rame, o să ai și 5 rame, 6 pline de miere în magazie și ai dezvoltat și stupul eficient, fără să ai probleme. Da, asta este maniera mea de a dezvolta stupii în cules, fără ca să-i blochez și să-i poți să-i dezvolt eficient. Da, cât valorează informația asta? 140 de like-uri. Vă mulțumesc mult. Da, asta este informația adevărată pe care Bărbosu vă dă, dar cer respect. Atâta tot. Restul sunt adaosuri comerciale.
Mai dăm cu un pic de cremă pentru că mi se usucă pielea. După care închidem și acest live și ne luăm la revedere într-un mod optimist. Da. Că de acum încolo ce o să urmeze, da, va fi de discutat. Da. Vor urma niște serii de live-uri și niște chestii. Da. Nu știu, George Casacu. Poate ei le știu, băi, tată. Nu știu unde le află. Habar n-am. Petru Brezescu, și eu te salut. Om, stimă, respect. Cam așa lucra și proful Ioan Us. Nu știu cum lucra omul ăla. Eu nu sunt prof, eu sunt bărbosul. Da. Asta este modul cel mai corect de dezvoltare. Da. Eu vi l-am explicat. Da. Uite, bă. Bă. Homo ăsta e fix invers. Hai, bă, dați-vă 50 de aprecieri la băiatul ăsta. Ce să zic? Nici nu mai vreau ca să-mi dai bani, sincer. Da. 8. M-a luat somnul, eu lucrez numai cu 2 folii. Gabriel Uta, e foarte important să lucrezi cu 3 folii. De ce? Căldura inferioară ai nevoie să o menții. Deci ai nevoie să o menții și cu o singură folie nu poți menține, provoci umiditate. La 2 folii se formează punte de aer, da? Și e super top. Iar a 3-a închide curentul total. Iar așa, colonia, nefiind foarte bine populată, dar în același timp dorind, da, dorind să-și mențină căldura la un nivel foarte ridicat și tu să o poți ajuta să mențină această căldură, da, să nu ai pierderi, e cel mai eficient. Din punctul meu de vedere, în modul de dezvoltare, eu am lucrat și cu 2 folii, da, dar modul de dezvoltare cu 3 folii este super top. Sunt niște chestii, da? Sunt niște chestii foarte fine acolo, foarte niște detalii. Doar după ce încercați veți înțelege chestia asta. Folia, da? Folia care vine de sus în jos și coboară pe cuib, acea folie, da? Este dublată de alta superioară. Totdeauna când faci o dezvoltare la coloniile mici, trebuie să dublezi folia. Ești obligat să dublezi folia pentru a nu se pierde atât de ușor căldura. Asta este realitatea. Da? Ești obligat să dublezi folia. Iar pierderea de căldură, da, pentru că este o mică pierdere de căldură, există, este oprită de acea folie totală. Daniel Jarda. Lucian, te urmăresc de când erai la Rapiță în camion, erau live-uri frumoase, dar când se vorbește mult despre bani devine plictisitor și mulți vor crede că o faci doar pentru bani. Mă, nu e problema mea. Da, crede-mă, nu e problema mea, Daniel Jarda. Uită-te ce informație ți-am dat în ultimele 5 minute. Spune tu. Uitați-vă ce informații dau. Fine, tată, fine, fine. Unii nici măcar nu le știu, nici măcar nu știu de ce 2 folii, nici măcar, eu vi le dau pe înțelesul tuturor. Da, de acolo până să mă facă cerșetor, e o diferență mare. Te înșel, vezi filmele făcute de el, vorbiți de urs. 147 de like-uri, da, mulțumesc, Gabriel. Da, deci auzi, la like-uri n-am ce să zic, sunteți super top. Da, deci n-avem ce să zicem, știi. De ce te mai ascultă cei răutăcioși? Dumitru Deacu, pentru informațiile pe care le dau. Să nu crezi că pentru că sunt plăcut. Nu, sunt cel mai urât YouTuber. Eu știu chestia asta. Da, sunt cel mai urât YouTuber. Dar ce vrei să fac? Da.
Mă mai dau și cu creme, mai mănânc și ciocolată, mai mănânc și câte o banană în timpul life-ului. Da? Mai fac și chestii de-astea. Așa că toți care aveți tupii mici, da? Este un an în care aveți tupii mici. Este un an în care va începe culesul timpuriu. Puneți mâna și aplicați ce v-am învățat. Da? Da? Puneți mâna. Da? Puneți mâna și învățați. Da? Și așa faceți și producție și dezvoltați și coloniile. Și las al câmp, dar la sfârșitul rapiței te bucuri că ai și un borcan de miere sau un butoi de miere și e și dezvoltat fără să-i blochezi. Că de altfel, dacă nu faci procedura asta, o să-ți blochezi tupii. Și ce ai rezolvat? Vedeți? Dacă adaugi pe orizontal rame și pe vertical, unde trebuie să-ți urce, unde trebuie să-ți urce mierea, tu nu adaugi și nu dezvolți sistematic la două rame în cuib, o ramă magazie. La două rame în cuib, una de magazie. Până când îi dezvolți stop, până când se negrezi de albină. Da? Și anul acesta, să știți că mulți vor folosi informația asta. Și veniți la sfârșitul rapiței, apropo de camion. Da? S-ar putea de săptămâna viitoare să vorbim din același camion ruginit. Da, să ne vedem pe live-uri ca în vremurile de odinioară. Și să stăm de vorbă, concret, din câmp, să luăm pulsul coloniilor, să mai privim un cântar, să mai privim o colonie. Să vă întreb ca ce ați vrea ca să vă mai învăț și să vă arăt concret și eu în ziua următoare, față de anul trecut, când făceam YouTube, n-am știut să mă apropii cu informația atât de mult și de necesară vouă, anul acesta va fi inedit. Voi face în fiecare seară live-uri și în fiecare seară veți decide ce vreți ca să vă filmez. Măști de roire, selecția măcilor de roire, selecția măcilor, împerecherea măcilor, alegerea măcilor de roire, informații foarte fine. Da, foarte fine. Alegerea trânturilor în funcție de ce aleg, ce urmăresc în colonia respectivă când aleg trânturii și așa mai departe. Ce ziceți? Cum sună? Și asta numai la bărbos o să vedeți. Ziceți cum sună treaba asta. Seara discutăm, ziua aplicăm. Da, caturi cu miere și așa mai departe. Bărbosul săptămâna viitoare dă caturi. Nu mai poate sta fără caturi. El arde pielea. Da, sunt aici ca să iau centrifuga deja. Centrifuga, generatorul, tava de descăpăcit. Ce spuneți de asta? Ha? Pe Bihor a luat dosară pentru minimus Ionuț. Să știți că e împărțită, de exemplu, în Bacău, e aceeași problemă ca și în Alba. Da? Sunt județe și în județe, să știți. Și depinde foarte mult, Ionuț, ce DSV-ul ai. Eu, de exemplu, eu nu. Da? Deci depinde foarte, foarte mult, da, ce DSV-ul ai. Dar, după câte am înțeles, până mâine se va clarifica situația. Da? Eu mâine o să am informația și printr-un short, da? Vă spun la ce concluzie s-a ajuns, că mâine va fi ultima întâlnire, ca să zic, sau întâlnirea decisivă, da? Și acolo se va decide informația concretă. Da? Dar vă dați seama, oricum, s-a făcut de minune, așa primește dosare, ne-au sunat să depunem. Bun, perfect. Da? Deci mie mi s-a transmis că mâine se va rupe. Da? Ori așa, ori așa. Ori se restituie dosarele la toți înapoi, ori în continuare. Domnul Luceanu, informații legate de mărirea ordinului pe timp de cules și pe timp inactiv al familiilor de albine. Vă mulțumesc. Domnul Ionuț, în seara asta nu o să mai dau informații. Vreau să mă despar de voi. Altă dată. Ține minte întrebarea, urmărește-mă, abonați-vă, dați like-uri, pentru că o să intru, vă repet, și o să vă dau. Totuși, ar trebui menționat care tipuri de autorizații de SV nu este luat în caz aiurea.
Da, Ionuț, și nu este doar Alba, sunt mai multe. Da. Este și colegul din Bacău. Am înțeles că cele pe persoană fizică iarăși nu le mai acceptă, ci trebuie neapărat să se transforme în PFA. Multe încurcături sunt, să știți, multe încurcături datorită unei legi schimbate anul acesta, da? Deci anul acesta au schimbat legile privitor la DSV și așa mai departe. Asta e, ne vom adapta. Nu putem să renunțăm la un business, dar eu vă repet, eu i-am și spus celui de acolo, nu mă mai interesează, nu mă interesează minimisul, eu nu mă apuc să schimb DSV-ul acum în ăsta pentru 5.000 de lei. Să-și bage piciorul în cei 5.000, că mie nu-mi trebuie banii. Da. Punct. Da. Eu nu mă apuc să schimb actele. Da, de la toamnă am vreme, mă apuc și le schimb. Uite, cer să faci exploatația apicolă comercial. Vedeți? Despre asta e vorba. Băi, eu am. Deci eu am, că mea este comercial. Adică eu sunt vânzător de miere, da? Sunt PFA, da? Degeaba, da? La mine zice că sunt prea vechi. O să mă mai uit în buletin. A, glumeam și eu. Nu mi-au transmis asta, dar nu. Bun. Gata, m-am și cremuit. Am luat și apelitivul de sau numele de cerșetor în seara asta. Acum, ce să zic? Da, vă doresc noapte bună și... Da, grijă de voi.